CSU Craiova va juca mâine în deplasare un meci amical împotriva lui Fece Old. Viitoarea confruntare oficială pe care o vor susține elevii lui Emil Sandoi și Sorin Cârțu cu Fece Viitorul va avea loc pe sinteticul de la Chiajnam. Tocmai pentru o adaptare mai ușoară pe acest tip de teren, staful tehnic al CS Universității Craiova a luat în calcul disputarea jocului amical la Slatina pe sinteticul din incinta stadionului 1 mai. Meciul va avea loc mâine de la ora 14. O să folosim două echipe în acest amical. Nu o să mergem la Slatina doar cu jucători care au evoluat mai puțin, pentru că vrem ca tot să se obișnuiască pe cât posibil cu terenul sintetic. Încercăm să facem și sâmbătă un antrenament pe terenul de joc de la Chiașna, pentru că de asta susținem și amicalul ăsta cu fece Old, ca să ne obișnim cu suprafața. Oricum o să mai facem încă un antrenament la Slatina vineri după amiază și în felul ăsta cred că vom regla puțin lucrurile. Cu fece viitorul va absenta Brandan ca urmare a eliminării din meciul cu Steaua și va reveni Băluță, care și-a ispășit etapa de suspendare. A declarat antrenorul CS Universitatea Craiova, Emil Sândoi pentru GDSM. Pentru că nu au avut condiții bune pe extensiv, albalbaștrii s-au pregătit înaintea debutului returului de campionat pe sinteticul bazei sportive Popeci sau pe pista de atletism a stadionului Ion și foarte rar pe teren cu iarbă.